Un bărbat de succes trebuie să arate impecabil. Dar uneori nu-i deloc ușor să-ți alegi hainele potrivite. În astfel de momente, Teodora Burz a fost mereu alături de clienții ei, directorii unor companii importante, politicieni, oameni de televiziune sau chiar creatori de modă. Pentru toate sfaturile bune pe care le-au primit de la ea în ultimii ani, aseară au mers ca să-i mulțumesc. E o seară foarte importantă în care sărbătorim 3 ani de când brandurile noastre au intrat în mod oficial pe piața din România și sperăm să deschidem în continuare cât mai multe magazine, să îmbrăcăm cât mai mulți oameni, așa cum vedeți pe fundal. Brandul promovat de Teodora este simbolul eleganței masculine. Locul în care ne aflăm este un loc foarte special pentru că în foarte puține locuri din România ești ajutat de cei care îți oferă hainele, de cei care ți le vând, să faci potrivelile așa cum trebuie. E o notă de casual, de chic, dar și de foarte elegant, pe care le poți găsi, este un spirit, de fapt, și pe care dacă ai reușit să-l prinzi, este foarte simplu. E locul în care poți intra să te îmbraci încă de dimineață și până seara la cel mai scorțos eveniment pentru un bărbat. Oameni de afaceri, de televiziune și chiar creatori de modă, cu toții au cerut cel puțin odată sfatul Teodor. Teo este prima prietena mea pe care am cunoscut-o cu mult timp înainte și de la care am asimilat imediat ținutele pe care le-a adus în România. Din clipa în care am întâlnit-o, i-am mulțumit lui Dumnezeu că există un om care se poate să fie lângă tine 24 din 24, sufletește, să te facă să zâmbești și să-ți răspundă wow, 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 rezolvăm!